Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o citire pentru cei născuți în zodia Scorpionului sau cu Soarele, Lună, Venus, ascendent în Scorpion. După cum vedeți, cărțile de oracol sunt acestea. Uh, counseling și Talk to your Angels, adică consultați-vă și vorbiți cu ungerii voștri sau consultați-vă cu îngerii voștri. Poate fi în același mesaj, super concentrat, uh, primit în două cărți. Am senzația că unii dintre voi... Am meditat, evident, că am, am meditat și înainte de această etalare, am primit câteva mesaje, rămâne să vedem dacă mai am timp la sfârșit să vi le transmit. Însă, unii, nu toată lumea, unii dintre voi, am senzația că sunteți ca un lac înghețat. Lacul ce este? Semn de apă, voi fiind semn de apă. Scorpionii sunt acel semn care reprezintă o ședere îndelungată pe zona cea mai adâncă a unui lac, a unei mări, undeva între nisip, nămol și apă, o zonă destul de toxică, care de asta dată, afară de faptul că aveți acest obicei de a, de a sta prea mult și de a absorbi prea multă energie toxice și de a sta prea mult în această energie, Lacul este și înghețat. Dacă ați vrea să ieșiți, vă loviți de, de un pod de gheață. E o gheață pe care voi ați generat-o din niște motive, nu toată lumea, evident. Acum, pentru cei care, cărora le este adresat acest mesaj, o să trec imediat la. la o să continui citirea și, eventual, dacă am timp, o să, o să vă povestesc ce am mai văzut, ce am mai simțit. Dar simt că unii dintre voi sunteți înghețați și vă, vă intoxicați în propriul și în propria gheață și nu este bine. Nu este bine și din acest motiv simt că aceste cărți de oracole vin să vă avertizeze să vorbiți cu voi înși vă, voi cu sufletul vostru, voi cu îngerii voștri, să ieșiți dintr-o zonă, să ieșiți dintr-un... Șablon în care ați intrat și v-ați fixat, v-ați înghețat în acel șablon. Nu știu de ce, rămâne de văzut. Vi se mai sugerează, tot aici, tot prin cărțile de oracole, să vă curățați energia, healing energy, prin muzică și mai ales printr-o uh, activitate foarte creativă care vă ajută să vă exprimați. Uh, de asemenea, aveți și familie, poate. Uh, repet, cum am mai spus, poate nu e mult să e vorba de familia um, tradițională, poate să fie de vorba de o familie spirituală, poate descoperindu-vă această capacitate de a crea și de a vă exprima creativ uh, în momentul în care vă vindecați uh, energic, uh, energetic poate atunci reușiți să vă conectați la familia voastră spirituală, adică să vă dezghețați și să vă conectați la un ocean mult mai mare care vă, vă permite o vă permite o conectare la ape curate, la izvoare, la alte surse emoționale mult mai sănătoase decât acelea ale lacului înghețat pe care l-am sesizat în meditație. Repet, vi se sugerează să vă consultați cu voi înși vă, la modul cel mai sincer, sau să vă duceți la un psiholog, la cineva, un terapeut, cineva care lucrează cu energiile și vă ajută să vă curățați energiile și eventual tot așa să vă duceți, să face, faceți un art terapii, un art terapii să vă dezvoltați capacitatea de expresie prin, el, prin metode creative. Asta în cazul în care nu reușiți, pentru că fiind înghețați și, și, și într-un șablon, unii dintre voi, probabil că vă este greu totuși să -l... nu toată lumea, evident, repet ca să nu uitați, vă este greu să vă conectați la, la voi în șifă. Deci în cazul în care nu puteți, încercați prin altcineva care vă ajută să vă investigați profund și sincer. În cazul în care puteți, vorbiți cu voi înși vă și cu îngerii voștri, duceți-vă eventual ce înseamnă să vorbiți cu îngerii, să vă rugați la sfinți cine, cine este credincios sau... În fine, urmează o anumită religie da? și să încercați să urmați o, un ghidaj divin care vine în ajutorul vostru în această perioadă. Din seria cărților hărți va, Ați primit această carte, care cred că am mai citit-o, nu mai știu unde exact, cred că la Gemen, dar nu, nu bag mâna în foc. În acest moment am senzația că această carte reprezintă un soi de... murișcă, ceva care se învârte. Am senzația că după o călătorie... Undeva peste o apă, ceva s-a întâmplat și a început să producă acea călătorie, acel eveniment. Poate unii dintre voi sunteți conectați la sau aveți comunicări cu America, în fine rămâne de văzut un mesaj pentru foarte puțini dintre voi. În fine, această călătorie sau comunicare de orice natură ar fi, face valuri cumva în viața voastră și începe să aducă o schimbare. O schimbare care va produce alte valuri în continuare, și poate, poate va, va înlătura acea gheață care stă deasupra lacului pe care l-am văzut în meditație, și va împrospăta apa, emoțiile, energia în care stați. Cum am spus și mai devreme, aveți și healing energy, adică valuri, valurile vă, vă ajută să vă curățați niște blocaje. Spun asta pentru că aveți încă două cărți care sugerează schimbarea, Wheel of Fortune, Roata Norocului de cel puțin de două ori, și încă o carte, Turnul care vorbește de schimbare bruscă, de evenimente brusc, bruște. La locul de muncă aveți un rege de băte și un doi de cupe. Poate o relație. Aș putea să zic de dragoste sau o prietenie foarte profundă sau o colaborare foarte benefică cu un rege de băte, o persoană în semn de foc sau cu planete în semn de foc care va apare și în citire, da, va apare de două ori. Poate să fie brunet cu ochii negri, pielea oacheșă, rămâne de văzut, e discutabil, oricum este o persoană într-o poziție de autoritate care poate aveți o colaborare ce va duce niște beneficii. La capătul acestui set văd că aveți și patru de băte sau de treflă, în fine, ceea ce e similar cu patru de băte, o relație stabilă, poate o relație, un job stabil, rămâne de discutat, așa pe fugă. Oricum, poate această colaborare da, dacă nu e prietenie, poate o colaborare, încheiați un contract, va aduce o stabilitate. 4 este un număr foarte stabil. Da, foarte stabil. Într-adevăr, poate să vină cu multe responsabilități, dar 10 de trefle, dar poate să vă aducă și victorie. Și victorie. Pentru unii dintre voi. Din seria cărților care sugerează ce acre să lucrați în luna martie, ați primit Sahasara. Uh, nu, uh, am greșit, uh, dar luați-o ca, ca idee, totuși, pentru cei care vreți să, să lucrați și Sahasara. Uh, vreau să zic uh, Svadistana distana culoarea portocalie, am senzația că, și nu greșesc, că peștii au avut această ceacră de lucrat, acolo s-ar putea să găsiți mai multe informații dacă vă duceți în înregistrarea lor. Mesajul este în mod special pentru toți scorpionii, dar în mod special pentru femeile născute în zodia scorpionului sau cu soarele, Luna, venus, ascendent în scorpion, în mod special. Acum, din seria acestor cărți experimentale, aveți aceste cărți, așa, și la capătul acestei. Acestui set. Aveți ce? Aveți moartea. Scorpionul. Asta e cartea scorpionului. Este un element foarte intens, plutonic. Ideea este că voi sunteți aici, în spatele vostru, există un, un valet de Page of Air, înseamnă valetul de spade. Cineva vă urmărește sau își dorește să comunice cu dumneavoastră, poate să vă oferă o bucurie, o emoție, ceva frumos. Ar vrea, poate, și ceva stabil, dar încă nu s-a sădit nimic. Semințele sunt invers, sunt încă în cer, într-o altă stare, într-o altă dimensiune. Pe pământ încă nu s-a sădit nimic practic în această relație. Dar cineva vă urmărește, probabil că se interesează pe internet, se conectează această, acest personaj, se, se conectează la internet și culege informații despre dumneavoastră. Ar veni cu o ofertă emoțională, cu o ofertă de împăcare sau de. de dragoste. Pe Age poate fi și un mesaj emoțional de dragoste, dar să nu ne fixăm foarte mult pe, pe partea aceasta a cărților, ci pe acestea. Unde aveți? Hermitul, împărătea sau Willow-Forci și soarele. Hermitul ce reprezintă? O persoană născută în zodia fecioarei. Împărăteasa, persoana zodia Taului sau a Balanței, uh, Wheel of Fortune, ori semne fixe, ori o persoană cu caracter jupiterian, pești sau săgetător și soarele, bineînțeles, Leul. Dar revin, nu ne fixăm pe zodii, pot să fie planete în aceste zodii sau pur și simplu energie. Am senzația că unii dintre voi, unii dintre voi, repet de mai multe ori Ați avut o perioadă de izolare, v-ați izolat, să căutați niște răspunsuri, să înțelegeți niște situații și poate acum că tot vine primăvara, la sfârșitul primăverii simțiți nevoia să gestați, să, să demarați un proiect care vă poate aduce mare bucurie și o mare abundență. Rămâne de văzut sub ce fel. E o, o femeie gravidă această împărăteasă. Și este foarte posibil, însămânțând, punând răsaduri pentru... Într-un pământ virtual, evident, într-un proiect, să schimbați roata norocului și să vă aduceți sau să vă creați într-adevăr un viitor însorit, o mare bucurie în momentul în care demarați această însămânțare, această... În primul rând, ieșirea dumneavoastră dintr-o stare de izolare, dintr-o stare mai de gheață, așa, ieșirea dumneavoastră în față și înflorirea voastră. Înflorire energetică. Trebuie să vă, cum am spus și mai devreme, să vă curățați energia și să vă exprimați creativ. Asta o exprimare creativă care vă poate schimba viața și vă poate aduce fericirea. Să vă conectați la, la să vă deschideți toate ceacrele, să deveniți mult mai spiritual, să vă conectați la o forță mai presus de voi, că tot aveți, cam toată lumea, sau nu, majoritatea aveți Talk to your Angels. Interesant cu acest mercur retrograd. În fine, Poate, mai e o altă variantă, o persoană născută în semnul fecioarei vă vede ca și o împărăteasă și ar face totul, ar schimba lucrurile în așa fel încât să vă aducă aceast, acest soare în viața voastră. Mai există și varianta aceasta. Acum, cărțile pe care le aveți. Aveți turnul 9 de bute, regina de săbi și regele de bute. Da? Turnul reprezintă un eveniment neașteptat, o schimbare, o situație care vine ca un trăsnet în viața voastră. Și totuși la această schimbare voi nu reacționați tocmai bine, nu îmbrățișați evenimentul acesta neașteptat care de, de obicei este semnul vărsătorului, eu așa îl asociez pentru că Uranus, este trăsnetul, dar adesea este asociat și cu semnul scorpionului, pentru că în semnul scorpionului, ca să opta lucrurile, se întâmplă neașteptat, da? Un eveniment neașteptat se, se întâmplă la începutul martie sau în luna martie, dar la care nu faceți față, chiar nu sunteți foarte încântați de acest, acest trăsnet. Pentru că am senzația aceștia sunteți tot voi, nouă de băte, stați, faceți față, aparent faceți față, dar nu neapărat aparent, faceți față, dar în spate aveți niște, niște garduri de protecție, niște scuturi. Da? Toate bătele astea sunt scuturi, sunt garduri, ziduri. În fine. Faceți față situației, dar Nu pot să zic că e o energie foarte pozitivă. Nu, nu, simt, nu vă simt foarte încântați. Și asta pentru că aveți în continuare și regina de uh, spade. Probabil că veți dori să discutați foarte direct cu cineva care va aduce acest eveniment neașteptat. Deci construiți ziduri și începeți și discutați. Ok, aceasta e poziția mea, stau drept pe poziții, dar vreau să discutăm direct față în față, fără niciun ocoliș, care este treaba. Spre sfârșitul lui martie, am senzația că tot voi sunteți acești regi, acest rege de băte. După ce primiți niște clarificări, spre sfârșit, intrați într-o energie și interesant cum am văzut acel lac înghețat, regina de, de spade, o persoană foarte rece foarte cool, care nu-și arată emoțiile, care nici nu vorbește despre emoții, decât de lucruri raționale. Poate unii dintre voi aveți de-a face, că tot aveți aici o justiție, aveți de-a face cu un avocat, o avocată, lucruri care țin de, de justiție, de... în fine, da? Pentru că turnul poate să fie și o separare, poate să fie o, o ruptură într-o afaceri, deși văd aici totuși doi de inimă roșie, poate să fie o colaborare care vine brusc, sau o ruptură, ceva, ceva neașteptat, da? Și uh, discutați, poate voi discutați cu un avocat, o avocată, un doctor, da? Oricum, spre sfârșitul lui martie, văd că adoptați energia marțiană persoană născută în zodia berbecului, leului sau săgetătorului. Interesant este și bine de reținut că Marte este planeta voastră guvernatoare și atunci cu soare în, în berbec, la sfârșitul lui Martie va fi soare în berbec, probabil că vă veți simți în forță, pasional și mai ales pregătiți să conduceți. Acum, ca și clarificare, ce ați primit? La acest turn ați primit lumea și valetul de bâte. E clar că încheiați un ciclu, nu doar o lecție, un ciclu. Prin, ciclu înseamnă o perioadă prin care ați trecut mai, prin mai multe lecții, da? E ca și când încheiați liceul, facultatea, masterul, da? E o perioadă de teste îndelungi. Poate aveți de-a de face cu cineva în semne vărsător, scorpion, taur sau leu. Și simt că aveți a face cu cineva care are planete pentru că aveți multe, multe cărți care sugerează asta. Oricum, încheiați un ciclu, vă asumați o lecție învățată, chiar dacă această lecție a venit ca un trăsnet, dar poate trăsnetul vine tocmai ca să încheiați un ciclu și să începeți un altul. Pentru că viața este ciclică și atunci începeți acest valet de bâte reprezintă începutul într-o relație pasională sau într-un proiect în care, dacă vorbim de muncă, doi de cupe, poate să reprezinte și o colaborare cu un rege, dar rege de bâte, poate să fie un proiect la locul de muncă sau în dragoste, rămâne de văzut, rămâne de văzut, oricum primii pași ar fi, Bătele sunt persoane creative, pline de pasiune, inovative, rămâne să povestiți. Acum, nouăle de... Nou... Uf, da, Mercur retrograd, deja aș face efectul. Această carte care reprezintă nouă de băte, am spus că vă reprezintă pe dumneavoastră, așa simt, așa, în relație cu, am senzația că vine această regină de, de bâte, persoană în sodia berbecului, leului sau săgetătorului, mai mult sau mai puțin, sau cu planete, poate să fie balanță, poate să fie fecioară, tot a, ați tot avut fecioară, poate să fie orice altă zodie, dar cu planete sau cu atitudine de regină, de, de conducătoare. Poate să vină această regină ca un trăznet, da, ca un trăznet, în viața voastră, regină sau rege, evident, așa, cu o ofertă stabilă, marele preot, Poate cineva ar vrea să se căsătorească cu voi. Mai mult sau mai puțin, rămâne de discutat. Bănuiesc că nu toată lumea se va gândi la căsătorie în această perioadă. Poate să fie un contract. Marele preut reprezintă și o persoană de autoritate. De fapt, numai persoane văd aici. Regina, persoană de autoritate, regele, la fel. Și soarele, în fine, o persoană importantă, într-o poziție importantă, vine cu un contract, o propunere. Un contract stabil, că tot ați avut patru, da? Patru? Stabilitate, un contract sta stabil, o propunere pentru ceva. Stabilitate. Și totuși o primiți oarecum refractari. Refractari. Probabil că vă este greu să vă acomodați cu schimbarea care, care vine. Vă trebuie un pic mai mult timp. Până la urmă sunteți, sunteți semn fix. Ca și taurul, ca și vărsătorul și schimbările nu, nu se simt tocmai confortabil în, în, în ființa voastră în continuare, refractari și chiar invitați la o comunicare directă. În cazul în care nu vă întâlniți voi cu un avocat, o avocată, vreți să discutați. Ok, deci tu vrei să-mi oferi un contract, da? Stați de vorbă, două regine, regina de spade cu regina, după cum vedeți, regina de um, bâte băte se uite la regina de spade. Ea vine cu o ofertă, da? Și voi ce ziceți? Interesantă, mulțumesc! te-ai gândit la mine, am senzația că prima fază este că toți sunteți refractari. Nu, nu primiți așa cu brațele deschise ceea ce vi se oferă. Am senzația că spuneți. Mulțumesc pentru ofertă, dar eu uh, am senzația că oferta este sub așteptările voastre. Nu știu de ce simt acum acest lucru. Pentru că Am 10.